Dragii mei, începem vlogul de astăzi la oră târzie, pentru că tocmai ce am venit de la alergat, am alergat un pic și am făcut un duș, de-aia arăt în halul în care arăt. Dar voiam să vă arăt că am fost până la Dede Mami, a fost Sabina acum câteva zile și am mai cumpărat ce am avea nevoie acolo pentru camera de make-up ca să zugrăvim pereții. Am luat el tot felul de pensule și amorsă și nu știu ce și... Ne-am dus astăzi să schimbăm pentru că ne-am dat seama că nu o să ne ajungă pentru ambii pereți o vopsea de, nu știu, cred că o luat el 2 litri jumate și cred că și-o dat, nu știu, o zis că nu cred că ajunge pentru ambii pereți să dăm două straturi în cazul în care nu se acoperă dintr-un singur strat petele de fond de ten. Și am mai cumpărat aici încă o găleată din asta simplă neagră în care să-și pună el vopseaua sau nu știu ce vrea să facă. Și hai să vă și arăt aici cum stă situația la make-up. Am dat jos draperia și perdeaua de acolo, de la geamul din față, aici e pe jos și nu știu dacă puteți vedea că îi efectiv... Zici că e bej, nu-i albă, cât praf are în ea, adică gen machiaje, farduri și praf, evident. Deja mi-a pus Sabine niște folie din asta și aici pe prize, ca să nu le văruim. Și aici la fel, pentru că v-am zis că ăștia-s pereții pe care vrem să-i zugrăvim, pentru că vedeți acolo pata aia, aici mai este încopată, cred că o vedeți acolo, și mai avem încă și acolo unde spetele de fond de ten, aici și eu în capot. Și ziceam că o pus bine aici folie din asta și aici pe geam ca să nu murdărească, cu vopsea în momentul în care dă și să fie pregătit pe mâine dimineață, pentru că mâine o să și dea direct cu primul strat de vopsea de dimineață, lasă să se usuce câteva ore bune, o să vedem exact cât, după care o să mai dea încă un strat dacă e cazul, dacă acoperă dintr-un strat, am zis că n-ar rost să dea două straturi, că practic peretele nu-i foarte murdar. Hai că am și început să dăm aici cu amorsa, adică Sabine, nu eu, că eu nu mă filmez. Și acum dă și aici pe peretele asta. Adică deja am terminat în partea asta și aici la geam și mai are acum peretele ăsta de aici din stânga. Neața, dragii mei, astăzi e o nouă zi și ne-am apucat aici să văruim camera de make-up. Deja v-am filmat o parte, eu sunt pijama și în capot și am pus un pic să-l ajut pe Sabine aici jos, cu pensula și cu trafaletul ăla mai mic. O să-l ajut și la peretele ăsta. Uitați-l pe bubă acolo. Vreau să dau și perdeaua asta de aici jos și să le bag la spălat. Și apoi o să vedem ce și cum, poate apucăm să spălăm și geamurile, dacă nu le facem mâine sau mai de seară. Ei bine, hai să vă dau așa un mic update, cum arată camera, să-i facem așa un before and after, pentru că arată dezastru, deci mi-e și de-abia am loc să calc, deci vedeți că e peste tot chestii. Dar da, am dat jos perdeaua și draperia de la ambele geamuri și am băgat acum draperiile pentru că alea o să dureze ceva mai mult și v-am zis că mi-aș căuta niște perdele din alea cu cercuri, ca să nu mai trebuiască să prind, pentru că vedeți că eu am clame din alea la perdea și nu știu de ce mi-am cumpărat așa ceva, deci nu pot să-mi dau seama de prostă, că altfel n-am nicio explicație. Și mă rog, am pus aici un lighean cu apă fierbinte, am băgat o cârpă, am pus puțin pur din ăla detergent de vase și urmează să spăl aici geamurile. Știu cum să vi le arăt, se vede acolo, plin de lăbuțe de pisică și aici sus bate soarele, cred că se vede perfect. Dincolo la fel, numai acolo nu prea bate lumina și nu vedeți. Și vreau să spăl geamurile astea, vreau să șterg aici ușa și văd acolo pe aerul condiționat, pe oglindă, o să mai încerc să curăț. Nu mă stresez să fac o curățenie foarte largă pentru că mai vine încă un strat de vopsea, o să trebuiască să aspir, să șterg pe jos, așa că nu mă prea stresez să fac curat pe masă. Pentru că o să mai pice praf sau nu știu ce, tot ne plimbăm aici, așa că nu are rost. O să șterg doar geamurile și chestia aia pe aerul condiționat, pe oglindă și ușa asta de aici de la intrare în cameră. Iar apoi vreau să intru aici în birou, deci vreau și aici să vă fac așa un before. Bine, am adus patul de la cosmetică aici, dar ca idee uitați-vă în ce hal arată camera asta, deci trebuie neapărat să o curățăm. Și tot așa vreau primul lucru să dau jos și aici perdeaua și draperiile, să le bag la spălat, o să șterg aici și...
Am și revenit aici la make-up, am mâncat și eu, că deja mi-era super foame. Și mă gândeam să deschid aici dulapul ăsta. Deși am zis că nu ar mâine să fac treaba asta, să o pui mâine, dar mai bine o fac acum, cât e încă, cât e lumina aici mai mare. Și mă gândeam eu să desfac aici toate dulapurile, să scot afară tot ce e aici, să șterg rafturile. Vedeți că paletele toate s-au aruncat acolo, raișenii, nu știu cum să țin să vedeți, cred că așa. Și mă gândeam să le și curăț și mi-am adus aici niște alcool izopropilic. Acolo jos am chestii de cosmetică, adică în dulapul ăsta doar chestii de cosmetică și aici doar chestii de make-up. O să-mi aduc și ciful cu buretele, pentru că nu știu dacă vedeți, dar sunt execrabil de murdare dulapurile astea. O fi atent, am o dischetă, deci foarte random aici în dulapul ăsta. Hai să vă dau așa un mic update, că am tot lucrat aici și nu cred că v-am filmat tot. Am ordonat aici în dulapul acesta doar chestiile de cosmetică, iar aici mi-am ordonat paletele, le-am pus acolo toate în dreapta, aici am pus cele de la Jeffrey ca să-mi fie mai la îndemână și aici mi-am pus blush, iluminator și contur, ce am așa care folosesc tot timpul, iar în partea de jos, în afară de cutiile alea pe care le folosesc să mai depozitez chestii extra. În rest am doar produse care sunt în plus, adică sunt produse rezervă, ca să zic așa. Am făcut aici, în primul rând, am avut în cutiuța asta de plastic pe care am luat-o, cred că de la Pepco, dacă țin bine minte, sau de la Momax, nu mai știu exact. În asta am avut eu puse creioanele de buze, deci le-am mutat aici și le-am ascuțit pentru că cu asta am pierdut timp. Vedeți că mi-am folosit aici ascuțitoarea asta de la Milani, care este, cred că mai o găsiți pe Makeup Shop și fain că are și gaură pentru creioanele alea mai mari. Acum am apucat aici de rujuri. Vreau să le sortez, să văd care sunt expirate, să le arunc și să le sortez pe astea de la Maybelline, pentru că pe astea le folosesc de fiecare dată, așa că vreau să am un borcan doar cu ele. Și aici este scaun. Vedeți acolo pigmenții ăia, i-am curățat pe toți, i-am sortat în funcție de culori, nu știu cât îi vedeți voi acum acolo, că e un pic cam luminos, dar am încercat așa cât de cât bine, în afară de ăștia din dreapta, cele două rânduri, că nu prea au nicio treabă, dar restul le-am sortat de la AMA Pigments în funcție de nuanțe. Și mai am încă aici în sertar o grămadă de pigmenți de la AMA, doar că ăștia-s varianta mare și ăia îs varianta din aia mică. Oh,
Ne vedem de aici, de pe jos, deci uitați-vă, uitați-vă la fața mea că nu mai știu nici vorbi. Sunt terminată, deci ne auzim probabil la dimineață, terminăm aici și punem și perdelele și tot. Deci da, mă pun și eu să mă spăl, să fac un duș, cred că o să fac așa fierbinte. Spăl papucii, spăl niște lavete să-mi fie curate pe mâine și ne auzim la dimineață. Neața, dragilor, este o nouă zi, evident, dacă v-am zis neața, și vreau să termin odată aici cu camera de make-up și cu biroul. O să încerc să termin astăzi pentru că sunt mega obosită, deci pur și simplu ieri a fost prea mult, deci nu știu, am terminat foarte târziu, v-am zis că m-am mai dus să mai cumpăr și nu știu ce plante, deci am fost terminat efectiv, așa mă doare spatele de numai. Și vreau asta să termin aici, mai am foarte puține chestii, zic eu, adică bine, ce o să-mi ia foarte mult e să calc perdelele și draperiile, pentru că alea sunt teribile, adică eu urăsc să calc perdele și o să trebuiască, din păcate, să le calc, pentru că astea de aici nu sunt super mega de calitate, adică nu sunt ca și cele din living sau din dormitor, pe care nu trebuie să le calc, ce tocmai se șifonează, zici că e hârtie creponată, deci trebuie să mă ocup de ele. Aseară știți că v-am arătat aici că am curățat plintele, ceea ce e lux. O să mut scara, dar nu înainte să pun perdelele. Și mi-am sortat aici pigmenții, dar cred că v-am mai arătat aseară, numai nu i-ați văzut foarte de aproape. Pe geam mi-am aranjat și rujurile, pensulele și toate, vreau să le mut înapoi aici, pentru că aseară nu v-am mai filmat, dar am curățat aici oglinda, am șters și deasupra aici pe ea, pentru că era deja praf, și pe aerul condiționat. Și am șters și aici masa, o să mai am de șters dulapurile acestea trei, pentru că pe astea le-am curățat ieri împreună cu voi. Am sortat sertarul acesta, bine, am mai pus niște chestii extra în plus, adică astea, pentru că trebuie să le găsesc un loc. Poate să le las eu aici așa pe treaba asta, așa. Dar ca idee așa am sortat sertarul ăsta, vedeți că aici în stânga sunt doar pigmenți de la AMA. Deci la un moment dat am fost turbată, deci cred că îmi cumpăram toți pigmenții din lume. Aici mai am încă o serie de la AMA, care sunt din ăștia mai așa, mai finuți, mai de mirese, ca să zic așa, bine, am și acolo o grămadă pentru mirese, dar ăștia-s varianta mare. Și mi-am mai pus aici Hydra Liners, dușurile astea Hydra Liner de la AMA Beauty. Și aici mi-am mai pus, vedeți că aici, nu știu dacă, de fapt, dacă vedeți, dar e cutiuța aia de Ferrero pe care am avut-o înainte pe masă. Am zis că totuși nu am ce să fac cu ea pe masă, pentru că nu foloseam deloc, aproape deloc, pigmenții ăștia de la Caro Style aproape niciodată, adică nu știu, așa foarte rar când mai trebuiam eu un verde sau un mov. Dar în rest nu-i prea foloseam și v-am zis și de ăștia de la Inglot că deja nu mai prea îi foloseam foarte des, așa că i-am pus aici. Mai am aici niște geluri din astea colorate de pe Makeup Shop, gelurile de la Inglot. Despre văruit, sincer, nu știu ce să zic, Zabin zicea că ești un pic în pete, dar mie nu mi se pare, adică chiar e albă, adică nu mă interesează. Singura mea problemă a fost să acopere petele alea de aici de fond de ten și de astea de aici de la măsuță, pentru că știți că era stropit grav. Dar s-a acoperit, am lăsat să se risească toată noaptea, a fost geamul deschis că-s 19 grade aici și mor de frig. Da, hai să ne apucăm de treabă, să terminăm odată. At the desk, 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 at the desk
Deci uitați-vă ce e aici. Draperie peste draperie, peste perdele de desubt. O să mă pun prima dată să calc draperiile, că cu astea termin ceva mai repede. În sfârșit aici camera de make-up. Până la urmă așa am lăsat-o. Am pus aici canapeaua pe perete. Mai trebuie să o trag un pic mai încolo. Doar că am șters pe jos încă și mai ud în unele zone. Așa că lasă să se usuce. Am pus și perdelele și draperiile. De-aia ziceam că vedeți ce n-aș pasa astea cu clame. Acum le-am pus că n-am altele și nu mai am timp să mă duc să cumpăr astăzi sau mâine altele. Dar oricum pe viitor, adică sper că pe vară să reușesc să găsesc altele, nu o să mă grăbesc să iau ceva super scump, o să văd ce găsesc, dar mi-aș dori să găsesc tot așa cum e draperia cu inele din alea, așa că dacă știți voi unde găsesc la preț decent și ceva drăguț, care să nu se șifoneze exagerat, lăsați-mi în comentarii ca să știu să mă duc să caut. Și mi-am golit aici partea asta pentru că aveam impresia că de fiecare dată când machiam o loveam de măsuța asta de machiaj pe care am pus-o acum aici. Acolo mi-am eliberat colțul ăla pentru că de fiecare dată acolo fac poze și de fiecare dată trebuia să trag patul de cosmetică, trebuia să trag treburile alea de acolo, măsuța aia pe roți pe care am numai produse din astea de cosmetică și era super enervant. Așadar, eu zic așa e cel mai ok, cu canapeaua pusă aici, că atunci când intră cineva, vine să așează pe ea, nu mai, nu știu, nu mă mai tot frec de ea în momentul în care intru în cameră și în momentul în care o să am cosmetică, o să desfac patul de cosmetică și o să-l pun aici, în rest o să-l duc dincolo, pentru că nu mai vreau să-l văd aici întins toată ziua în cameră, că mi se pare că ocupă enorm de mult spațiu. Și aici mi-am eliberat pur și simplu zona asta, vă arăt din partea asta cum e canapeaua. Nu e super mega centrată, dar mai pot să o trag încă un pic în stânga sau în dreapta. Dar momentan am zis că e ok așa, plus că acolo am și priză pentru televizor. O să vreau să pun și un televizor poate anul ăsta. Sper să reușesc să găsesc ceva și să-mi pun ceva smart. Ceva televizor din ăsta smart, aș vrea ca să pot să pun muzică de pe YouTube. Deci da, cam asta se întâmplă în partea asta. Acum lucrurile alea trebuie să le mut undeva. Alea-s toate prostiile, accesoriile de la Shein pentru make-up. Și aici mi-am lăsat măsuța pentru că asta știți clar că n-am cum să o mut, că e prinsă de perete, n-am ce să fac. Acum cablul ăla trebuie să-l rezolvăm cu Sabin să-l prindem acolo în stânga. Dar mi-am eliberat aici super mult pentru că în momentul în care machez am nevoie de spațiu și atunci mi-am mutat măsuța asta aici pentru că v-am zis că urma să o pun pe Olex, adică am și pus-o la un moment dat și după aia tot stai și m-am gândit că e foarte fain, adică, nu știu, chestia asta am cumpărat-o prima dată când m-am mutat aici în casă, mă refer și m-am gândit că o să fac camera asta de make-up. A fost prima piesă de mobilier pe care am cumpărat-o, după care a venit canapeaua și, nu știu, cumva țin la ea, adică și mi se pare faină, chiar are niște detalii foarte faine și acolo la picioare și aici și scaunul ăsta foarte fain.
Și nu știu, nu-mi vine să o dau. Am mai pus și LED-urile astea aici pe ea. Acum atâta că stă ea în jos, trebuie să-i fac ceva sistem acolo ca să stea dreaptă. Dar ca idee, cam asta e măsuța. Acolo mi-am pus și agenda și trebuie să mai iau eu sticla aia de apă de acolo. Și chestia asta am pus-o aici, dar o să văd, ori o să o bag dincolo, ori nu știu ce o să fac, dar oricum nu e chiar atât de enervant acolo în colț. Eventual o să o întorc ceva invers, așa ceva. Cam așa rămâne situația. Îți curioasă să-mi lăsați în comentarii dacă vi se pare că arată fain măsuța asta aici sau ați vedea canapeaua o pus acolo și măsuța aici. Așa că da, hai să mergem dincolo la birou pentru că mai avem un pic de lucru, un pic mai mult. Adică aici sunt o grămadă de porcării care trebuie duse sus. Ăla-i patul de cosmetică, ăsta o să rămână pe aici, pe undeva, că n-am încotro. Scaunelul ăsta nu știu dacă să-l păstrez sau să-l pun pe OLX, o să văd. Că pe ăsta-l folosisem în momentul în care puneam extensii de gene, dar nu mai pun, așadar n-are rost. Vreau să șterg aici biroul, am aici picturile astea, trebuie să văd unde în sărăcie să le mai duc. Pe aici o grămadă de chestii, scaune și prostii, astea trebuie să le pun pe OLX corfos de la bucătărie. Unul știți că s-a rupt, celălalt e perfect întreg, așadar cred că o să le pun, nu știu, ori unul vând, unul donez, unul sau le ia pe amândouă cu prețul unui scaun, chiar nu mă interesează, numai să mă scap de ele. Acolo în spate sunt toate chestiile alea de la terasă, pe care din nou mă gândesc să le pun de vânzare. Știți că aveam eu colțarul ăla luat de la JISC și mă gândeam să-l vând, pentru că sincer nu prea am mai stat pe el de când mi-am făcut foișorul. Și atunci mă gândeam să le pun de vânzare și să mă scap și de chestiile alea, pentru că mi-ocupă enorm de mult spațiu și e enervant, pentru că având pisici, nu pot să las afară toate pernele și chestiile alea ce vin la șezut, pentru că pisicile mele dorm pe ele sau vin alte pisici noaptea să pișă pe ele, putie de nu știți. Deci dacă stați la casă și știți că aveți pisici pe în curte, știți despre ce vorbesc. Și atunci mă gândeam că pe terasă, dacă tot am făcut, o să fac un loc ceva mai cozy, ceva mai așa, mai mic, mai intim, cumva o măsuță de cafea cu două scaune sau două fotoli cu o măsuță de cafea, ceva foarte minimalist, ca să zic așa, bine, acum zic acum cine știe ce o să cumpăr. Dar ideea e că e prea mare colțarul ăla, nici n-am mai prea stat pe el. Îmi place foarte mult cum arată acolo, se potrivea perfect. Dar nu-i util, nu-l prea folosim și repet, stau aici cu toate porcăriile alea după canapea și e enervant, așadar dacă vă interesează o să pun pe OLX dacă cumva sunteți interesați careva dintre voi. Ei bine, dragilor, hai să vă fac așa un update final, pentru că am terminat finally cu curățenia. Hai să vă arăt aici la birou. Jocurile le-am lăsat acolo pentru că nu am unde să le pun, plus că nici la îndemână de fiecare dată dacă avem musafiri sau dacă vrem să mergem cu ele undeva în vizită, sunt mult mai ok. Aici am lăsat patul de cosmetică pe care o să-l tot mut dincolo când am nevoie de el pentru că se pliază și am mai pus și scaunele astea 3 pe care v-am zis că le folosim, să nu știu dacă v-am zis. Le-am luat de la Sinsei și le folosim doar în momentul în care avem un safir, le ducem acolo în living ca să stăm la măsuța aia de cafea ceva mai multe persoane, pentru că nu prea avem acolo foarte mult spațiu. Și în rest cam asta se întâmplă aici, am curățat biroul, l-am șters pe jos,
Am pus și perdeaua, miroase genial și aici. Super happy pentru că o să vă inserez aici o poză cum arăta înainte, era dezastru. Deci pur și simplu aveam impresia că nu mai am aer în camera asta și parcă și când voiam să aspir sau ceva, deci efectiv nu puteam aspira de câte porcării erau aici aruncate. Am pus apropo și colțarul și scaunele pe OLX, așa că dacă vă interesează, o să le găsiți acolo sau puteți să-mi scrieți în privat dacă cumva vă interesează și sunteți de prin Oradea, vă trebuie scaune, nu știu, sau colțar să îl folosiți. Puteți să-mi lăsați mesaj în comentarii sau în privat pe Instagram sau pe Facebook, cum preferați voi. Sper că v-au plăcut vlogurile astea. O să urmeze și împodobirea cu iepuri. Încă nu mi-am cumpărat accesorii sau nimic de împodobit casa pentru Paști, pentru că, sincer, mi se par și puțin cam scumpe. Și nu neapărat de chestia asta, dar am o grămadă de ani trecuți și nici pe alea nu le folosesc pe toate. Și Sabin cred că o să aibă o cădere nervoasă dacă mai aduc un singur iepure în casa asta. Pentru că am avut o perioadă în care cumpăram toți iepurii pe care îi vedeam în magazine. Dar sincer, acum vreo 4 ani sau ceva de genul, când am început eu să-mi cumpăr chestiile astea, erau mult mai accesibile. Acum mi se par exagerate, adică gen aceleași chestii pe care le luam, nu știu, cu 5-6 lei acum câțiva ani, pe acum cred că dai vreo 30 de lei pe ele și nu se prea justifică. Am zis inițial că o să-mi comand niște huse de perne de pe Shane, dar nu știu, m-am tot uitat acolo și nu am văzut nimic interesant, dar oricum. O să facem și împodobirea, probabil cu decorațiunile pe care le avem și poate o să facem și un haul de primăvară, dar nu va fi neapărat cu decorațiuni. O să mă mai duc să văd dacă găsesc ceva interesant, o să cumpăr, dar dacă nu, nu. Dar vreau să facem poate cu niște haine, cu niște chestii din astea, poate de make-up, lucruri din astea primăvăratice, pentru că am mai pus iarăși o comandă la Shein și urmează să vină cu o grămadă de topuri super colorate, așadar e posibil să facem un haul de primăvară. Deci da, vă mulțumesc tare, tare mult de vizionare și sper să vă fi plăcut vlogurile astea de curățenie. Lăsați-mi de știre în comentarii. Dacă vă plac, o să mai facem mai des, doar că acum chiar am terminat cu curățenia totală. De fapt, aș mai avea doar sus. Acolo mai mult pe rafturile alea trebuie să aspir, să șterg praful. În rest nu prea am ce să fac, pentru că acolo aspir aproape în fiecare zi că se face praf de la haine. Dar doar poate ceva sortare de haine acolo, ar trebui să mai intru în ele să le pun la donat sau să selectez în saci hainele care nu mai mi-s bune. Așadar, cam asta a fost ultimul vlog de curățenie, urmează cel de împodobire. Vă mulțumesc tare mult dacă stați până la final. Vă pup, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi și ne revedem, când ne revedem? Joi de la ora 8 cu nou clip.